Trăiască nația! Acesta era salutul lui Eminescu. Se răspundea sus cu dânsa. De ce? Foarte simplu. Suntem români și punctum. Așa cum am promis și cea de-a doua emisiune din luna ianuarie, o dedicăm tot lui Eminescu. Dacă prima emisiune a avut în cuprinsul ei referiri la poezia eminesciană, astăzi ne vom referi ceva mai pendelete la Eminescu jurnalistul, publicistul Eminescu. În troședință festivă a Academiei Române, domnul academician Eugen Simion a spus că n-ar fi rău ca la facultățile de jurnalism să se studieze în mod cu totul special jurnalistica emineștiană, ca model de publicistică ancorată nu numai în actualitatea epocii aceleia, dar și ca dovadă de dragoste de patrie, de limba română, de teritorialitatea românească, de istoria românilor, de țăranul român și așa mai, mai departe. Nu numai că E un model educativ, dar e și un model de adevărat jurnalist informat care ataca problemele capitale, problemele spinoase ale epocii, atrăgându-și și, și dușmania unora dintre contemporani, români, dar și dușmania imperiilor de prin prejur, mai ales acelui austro-ungar și acelui țarist care puseseră chiar ochii pe el și s-ar părea cu un procent mare ca moartea lui Eminescu să fie din pricina complotului austro-ungar și țarist deopotrivă, dar mai ales... Austro-ungar. Permiteți-mi să amintesc că Centrul Cultural Pitești a organizat mai multe activități dedicate lui Eminescu cu ocazia Zilei Culturii Naționale și a nașterii marelui nostru poet și gânditor spectacole organizate la Filarmonica din Pitești, un spectacol în regia domnului actorului, marelui actor Constantin Cotimanis. De asemenea, biblioteca județeană a lansat o carte realizată de domnul George Baciu și domnul George Rotaru cu articole mai mult ale argeșenilor referitoare la creația emineșiană. În revista Curtea de la Argeș, domnul academician Păun, în revista din ianuarie, dedică articolul de fond, editorialul tot lui Eminescu, subtitlul Eminescu Neverosimil. Cafeneaua literară, care apare tot sub egida Centrului Cultural, reia un articol din 2000 și cu o a doua ediție în 2002, Chipurile poetului, un articol al poetului Virgil Diaconu, receptarea actuală a lui Eminescu. Cartea aceasta, Chipurile poetului, apărea în îngrijirea profesorului Marin Manu Bădescu. Revista Argeș organizat, a organizat de asemenea și prin colaboratorii importanți ai, ai revistei Argeș prin grija domnului Jean Dumitrașcu cu participarea domnilor profesori universitari domnul Nicolae Oprea și domnul Bărsilă, de asemenea o conferință referitoare la creația emineștiană. În altă ordine de idei, permiteți-mi să mulțumesc celui care de câtva timp se ocupă de înregistrarea acestei emisiuni, Edi Hera, și, bineînțeles, Centrului Cultural Pitej, doamnei directoare Carmen Salub și colaboratorilor domniei sale pentru toate activitățile culturale pe care le dedică culturii române în general și iată și lui Eminescu în luna ianuarie, dar și peste an creației lui Eminescu. Într-o lucrare: apărută în 1988 la editura Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, Eminescu Sens, Timp și Devenire Istorică, un volum îngrijit de Gheorghe Buzatu, Ștefan Lemni și Ion Saizu, sunt publicate mai multe articole ale lui Eminescu, în special cele din ziarul Timpul, dar și mai multe articole ale unor eminescologi redutabil care au scris despre, despre Eminescu. Sunt preluate aici începând cu 1876 articole ale lui Eminescu, dar și câteva înainte de redacția Timpului din 1870, nota o notiță asupra proiectate întrunir la mormântul lui Ștefan cel Mare la Putna din 1870, de asemenea un articol dedicat în 1871 domnului Dumitru Brătianu. Articolele din publicistica emineșeană începând cu 1876 și terminând cu 1882-1883 sunt cu numeroase referiri la nația română, la poporul român, la rolul românilor în istorie, rolul important al românilor în istorie și lupta lor pentru a rezista Atacurilor din toate, din toate părțile, mai ales a tendințelor de deznaționalizare a românilor, făcute mai ales în Bucovina, nu numai de către austrieci, dar și de către polonezi și ucrainieni, iar în Basarabia de către, de către ruși. Articolele care sunt cuprinse aici sunt sub titlul Un om universale, prelung un titlu al lui Constantin Noica și articolul este în această ediție. Titu Maiorescu, Eminescu și poeziile lui, articolul din 1889, cel de al doilea articol al treilea de fapt în care apare numele lui Eminescu, primul fiind direcția nouă din 1872, al doilea fiind poeți și critici din 1886 și cel de al treilea Eminescu și poeziile lui din 1889. Un articol al lui Xenopol, de fapt două, comemorarea lui Eminescu pentru morți, cinste vouă gălățenilor, câteva articole ale lui Nicolae Iorga, Eminescu, Eminescu, el, generația lui și generația noastră, în istoria literaturii românești, în introducerea sintetică, cu referire la Eminescu, un istoric, iată că Nicolae Iorga îl consideră pe Eminescu un is și un istoric, George Călinescu, opera lui Mihail Eminescu, Mircea Eliade, Latina Ginte, Regină, Camoens și Eminescu, deasupra tuturor gloriilor efemere. Și Constantin Noica, o lume ca nelumea sau lumea culturii și Eminescu, un alt articol ce cuprind caetele lui Eminescu și lauda Academiei Române și domnului academician Eugen Simion, care a reușit să editeze caetele, caetele Eminescu. Ce cuprind caietele Eminescu și articolul pe care l-am numit deja Un om uh, universale. Creația Eminesciană în perspectivă istoriografică, Alexandru Zub, Zub Eminescu, patosul veracității, Dumitru Vatamaniuc, istoria națională în însemnările din manuscrise și în proza politică a lui Eminescu. Damian Hurezeanu, analist al civilizației române moderne, îl consideră pe Eminescu, Isa Izu și Gheorghe Buzatu, Rostul Românilor în Istoria Universală, pornind de la articolele lui Eminescu, Pompiliu Teodor, Scena Politică Austro-Ungară și Românii, Opinii eminesciene, Ștefan Lemni, Mic Curs de Istorie Națională în Viziunea eminesciană, Mihai Drăgan, profesorul meu de literatură clasică de la Universitatea Ieșană, unul dintre importanții noștri eminescologi, Conștiința Națională și Culturală la Eminescu, Ștefana Floarei, Metem Psihoză și Timp Abisal, Lucian Năstasă, Preocupări de Etnopsihologie în opera lui Eminescu, Dan Petrovanu, Surse pentru Însemnări și Fișe Eminesciene cu caracter istoric, Dan Teodor Eminescu și etnogeneza românească, Alexandru Husar, profesorul meu de estetică de la Universitatea Eșane Eminescu și Transilvania, Mihai Iacobescu Eminescu și Istoria Bucovinei, Liviu Antonesei generația Criterion și Receptarea lui Eminescu, Gheorghe Florescu, repere ale receptării universale a poeziei eminesciene și a creației eminesciene, Sorina Antohi, Utopia lui Eminescu, Mihaela Carp și Ioan Saizu, Moartea poetului reflectată în Presa Timpului, Leonie Șanu, Aniversarea poetului în contextul anului 1940, Eminescu în Documente de familie de Ivănescu, Constantin Mălinaș, Îndreptări și completări la bio, bio, Bibliografia edițiilor Eminescu în limba română și Cornelia Mață, preocupări biblioteconomice la Eminescu reflectate în Arhiva BCU Mihai Eminescu din, din Iași. Iată numai câteva le-am citit, numai pentru a vedea în câte direcții se îndreaptă publicistica eminesciană. Evident, sunt și numeroase altele, astăzi având în totalitate publicistica lui Eminescu, prin ediția Perpecius Vata Maniuc, în cele 16 volume ale întregii creații, creații eminesciene. De asemenea, trebuie să ne amintim că în 1939, revista Convorbiri Literare, cea mai veche revistă literară cu apariție neîntreruptă din Europa, apărută în 1867 și de-a lungul timpului a apărut fără, fără întrerupere. Iată ce. O întreagă istorie, o întreagă etapă de istorie literară prin această mare revistă a, a Iașului, a, a, a României, a culturii, a culturii române. În 1939 apărea un volum masiv, cam de factura acestuia, care l am eu acum în față, cu articole dedicate lui Eminescu la 50 de ani de la. De la moartea poetului. Să pătrundem totuși în câteva dintre notațiile lui Eminescu referitoare la istoria națională și la poporul român. Într-un articol, Echilibrul din 1870, iată ce spune Eminescu măsurarul civilizațiune unui popor în ziua de azi e o limbă sonoră și aptă de a exprima prin sunete noțiuni, prin șir și accent logic, cugete, prin accent etic, simțăminte. Modul de a înșira în fraze noțiune după noțiune, o caracteristică mai abstractă ori mai concretă a noțiunilor în sine, toate astea, dacă limba e să fie națională, sunt ale limbii, căci de nu va fi așa e prea lezne ca un om să vorbească nemțește, de exemplu, cu material de vorbă unguresc. Afară de aceea, civilizațiunea unui popor constă cu deosebire în dezvoltarea a celor aplecări umane în genere, care sunt neapărate tuturor oamenilor, fie aceștia mari, ori mici, săraci, ori bogați, acele principii care trebuie să constituie fundamentul, directiva a toată viața și a toată activitatea omenească. Cu cât aceste cunoștințe și principii care să le fie tuturor comune, sunt mai dezvoltate cu atât poporul respectiv e mai civilizat. Într-un alt articol, iată, pornind de la această aserțiune, de această considerație a lui Eminescu, Eminescu spunea că nu avem nimic de așteptat de la popoare mai necivilizate ca noi și care ne cuceresc. Făcea referire la imperiul țarist că dacă tot e să ne colonizeze cineva mai bine ne-ar coloniza cineva dinspre occident, cum ar fi Olanda, de el sau Anglia, că măcar aduc cu ei o civilizație superioară civilizației noastre, nu una care n-ar face altceva decât să ne dea cu secole în urmă. Evident, că o astfel de atitudine nu putea să convină celor care urmăreau activitatea publicistică și politică din țările române. Științele, afară de ceea ce e domeniul public, trebuie să prezinte lucruri proprii ale națiunii, prin care ea ar fi contribuit la luminarea și înaintarea omenirii. Artele. Și literatura frumoasă trebuie să fie oglinzi de aur ale realității în care se mișcă poporul. O coardă nouă, originală, proprie pre binele cel mare al lumii legislațiunea trebuie să fie aplicarea celei mai înaintate idei de drept pusă în raport cu trebuințele poporului, altfel încât explicarea ori aplicarea drepturilor prin lege să nu contrazică spiritului acelora. Industria trebuie să fie a națiunii aceleia și păzită de concurență, iar purtătorul ei, comerțul, s o schimbe pe aur. Dar aurul, punga ce hrănește pre industria și îmbracă pre agricultor, trebuie să fie în mânele aceleiași națiuni. Recunoașteți ceva dintr-o necesitate actuală? Ar trebui. Declarăm a înțelege, deși nu concedem, ca cineva să fie aservit vreunei națiuni viguroase, ce te supune cu puterea brută, ori unei alteia ce te orbește cu lustrul civilizațiunii soare. Dar să fim servitorii cui? Cele mai decăzute populații din Europa, a cărei vanitate și lăuderoșenie nu e decât o lungă și scârboasă Don Chihotiadă, căci ce au acești oameni ca să ne superiorizeze? Au ei ceva ce noi nu avem? Au ei limbă, au științe, au arte, au legislație, au industrie, au comerț? Ce au? cu referire la o populație conlocuitoare. Și pentru că tot veni vorba, să citim un articol din 1878, din februarie 1878, nu suntem departe, titrat Credința în. Trăinicia poporului român. Chestiunea retrocedării Basarabiei cu încetul ajunge a fi o chestiune de existență pentru poporul român. Puternicul împărat Alexandru al II-lea stăruiește să câștige cu orice preț stăpânirea asupra acestei părți, din cea mai prețioasă parte. A vetrei noastre strămoșești. Mă opresc puțin cu voia dumneavoastră. Trecem prin momente destul de dramatice. Dincolo de pandemie, dincolo de certurile politice, de facturile care îi asaltează pe vieții români, mai avem și o amenințare nu departe de granițele țării. Acum fie iertat că zic, nimeni nu-și dorește război, dar știm că războaiele ne-au dus uneori la întregirea patriei. Noi avem teritorii încă în altă parte de când le-ar fi locul, între granițele, între granițele țării. Să fie o șansă să le recuperăm. Un istoric poate ar spune mai mult, poate mai mult ar spune, ar spune uh, politicienii. Eu, de la această tribună care mi s-a uh, oferit, pot doar să am uh, o perspectivă istorică și poate doar o dorință sufletească, dincolo de faptul că gândesc mereu că. Am fi împreună cu Bucovina, cu Basarabia de Sud, cu Moldova dintre Prut și Nistru. Am fi o țară mai puternică, și prin teritoriu, și prin numărul populației, și prin averea poporului, și prin tot ceea ce leagă aceste teritorii românești. Pentru că românilor nu le-a fost mai bine nici dacă au fost în Voivodina, nici românilor din Bucovina, nici celor din sudul Basarabiei, nici celor din Moldova, pentru că toți au încercat să le ia în primul rând limba și să le ia naționalitatea. Înțelegem pe deplin această stăruință a împăratului puternicului împărat Alexandru al II-lea, deoarece la urma urmelor, pentru interesele sale morale și materiale, orice stat face tot ce i-stă prin putință. Rusia este o împărăție mare și puternică, iar noi suntem o țară mică și slabă. Dacă dar țarul Alexandru al II-lea este hotărât a lua Basarabia în stăpânirea sa, pentru noi Basarabia e pierdută. Dar dacă ne dăm bine seamă nici nu e vorba să pierdem ori să păstrăm Basarabia. Vorba e cum o vom pierde, ori cum o vom păstra. Nenorocirea cea mare ce ni se poate întâmpla nu este că vom pierde și rămășița unei prețioase provincii pierdute. Putem să pierdem chiar mai mult decât atât. Și Eminescu subliniază încrederea în trăinicia poporului român. În viața sa îndelungată, niciodată poporul român nu a fost la înălțimea la care se află astăzi, când 5 milioane de români sunt uniți într-un singur stat. Era nu departe de unirea principatelor. Mihai Viteazul a izbutit să împreune sub stăpânirea sa trei țări, și să pregătească întemeierea unui stat român mai puternic. A fost însă destul ca Mihai Viteazul să moară pentru ca planul urzit de dânsul să se prăbușească. Statul român de astăzi a trecut însă prin mai multe zguduituri și rămâne statornic, fiindcă are două temelii: conștiința românilor și încrederea. Marilor națiuni europene. Dacă vom câștiga de trei ori atât pământ pe cât avem și vom pierde aceste temelii, statul român, fie el oricât de întins, va deveni o creațiune trecătoare. Iar dacă ne vom păstra temeliile de existență socială, Rusia ne poate lua ce îi place. Și pierderile ne vor fi trecătoare. Astăzi e dar timpul ca să întărim atât în români, cât și în popoarele mari ale Apusului, credința în trăinicia poporului român. Rusia voiește să ia Basarabia cu orice preț. Noi nu primim niciun preț. Primind un preț, am vinde și noi nu vindem nimic. Guvernul rusesc însuși a pus chestiunea astfel încât românii sunt datori a rămâne până în sfârșit consecvenți moțiunilor votate de către corpurile legiuitoare. Nu dăm nimic și nu primim nimic. Românul care ar cuteza să atingă acest principiu ar fi un vânzător. 10 februarie 1878 Ar trebui să ne dea de gândit această excepțională viziune pe care o are Eminescu referitoare la, la patrie. În alte articole vorbește despre tendințele de cucerire, fie că este vorba de de Bucovina, fie că, este vorba de, fie că este vorba de Basarabia, fie este vorba de influența austro ungară în, în Ardeal. O parte a chestiunii orientale este un ar articol vorbind despre interesele curții curții de la, de la Viena. În misiunea noastră ca stat este un alt articol. În care Eminescu vorbește despre, în mod general, despre misiunea istorică a popoarelor, pentru că și poporul român are din punctul său de vedere o misiune istorică. Sunt în viața popoarelor situații în care omul luminat trebuie să se ridice mai presus de strâmtele vederi de partid și să judece oamenii și faptele cu imparțialitatea istoriografului nepreocupat. O situațiune asemănătoare e și aceea în care statul român se află în zilele noastre. Dezvoltarea politică și socială a poporului român a ajuns într-un stadiu în care oricărui popor îi se pune întrebarea. Ești ori nu ești un element capabil de a întemeia și de a menține ordinea socială ca garanție de dezvoltare pe o bucată oarecare de pământ? De astăzi înainte nu mai e cu putință să trăim sub forma mai mult ori mai puțin definită de până acum. Atât situația generală a Orientului, cât și. Aspirațiunile noastre proprii ne hotărăsc a ne constitui în stat deosebit și cu desăvârșire neatârnat. Era uh, o concepție inclusiv a lui Eminescu referitoare la necesitatea unei neutralități a statului român, mai ales că era situat uh, în această zonă de influență. Între marile imperii, și nu numai între marile imperii, pentru că și Polonia avea pretenții asupra teritoriilor moldovene, mai ales asupra Bucovinei. Iată într-un alt articol din 2 noiembrie 1879. E mică țărișoara noastră. Îi sunt strâmte hotarele greutățile vremurilor au știrbit-o. Dar această țară mică și știrbită e țara noastră, e țara românească. E patria iubită a oricărui suflet românesc. într să găsim toate putințele dezvoltării. Întocmai ca într-una -un, într oricât de întinsă. Firile mai... Generalizatoare, așa mai globaliste din ziua de azi, care nu mai au sentimentul acesta al identității naționale, și cred că uh, ideea de națiune a luat sfârșit și că trebuie să ne uh, integrăm într-o masă amorfă, fără identitatea omenirii, mm, din punctul meu de vedere, cred că se, se înșală. Pentru că nu poți să-ți păstrezi ființa națională și să existi decât dacă te identifici într-o teritorialitate, într-o istorie, într-o limbă, să nu credeți că alții gândesc altfel. Poate că sunt interese economice care depășesc interesele, interesele naționale. Interesele, dar acestea sunt, trebuie înțeles că sunt interesele unui grup, poate interesul doar unui grup de țări, poate doar interesele unui grup de oameni politici, de puternici oameni de afaceri ai lumii. Nu e momentul ca să-i lăsăm, din punctul meu de vedere, să-i lăsăm pe tineri să nu se identifice în frumoasa limbă română, în frumoasa noastră țară. De aceea, cuvintele acestea nu mi se par perimate și. Să nu fim în pericolul înstrăinării din delăsare. Atena era un petec de pământ și totuși numai din comorile ei și-a luat împărăția lui Alexandru podoabele măririi. Să o facem mare pe țărișoara noastră prin roadele muncii noastre și prin mărimea vrednicilor noastre. Că de astăzi înainte nimeni nu ne mai jignește în lucrare și dacă nu putem să ne urmăm în pace dezvoltarea, atunci e bine să știm că nu mai sunt copitele sălbaticilor cete de vrăjmași care strivesc sămânța abia încolțită, ci hula, vrajba și ura ce ne-o facem noi, ce ne -o facem noi înșine. N-aș spune că e mică țărișoara noastră astăzi. Au trecut ceva zeci de ani și țara noastră a devenit mai mare, mai importantă, cu o cultură puternică, cu oameni, cu oameni pe măsură. Totul este să ne păstrăm ființa națională și să fim ce am fost și chiar mai mult. Nu mai putem astăzi să ne dezvinovățim ca în trecut, că cu vrăjmașii ce ne înconjoară și nu ne lasă să înaintăm spre împlinirea misiunii noastre. Ori de câte ori ne oprim în cale, dovedim că nu suntem vrednici de locul la care ne-a pus întâmplarea. Nici ideea aceasta că totdeauna sunt vinovați alții. Uneori vinovăția stă în noi înșine și delăsarea, chiar, chiar trădarea în, în, istorie lasă urme adânci, pentru că nu te trădează străinul, el are interesele lui, te trădează al tău. Așa se întâmplă de când, de când e lumea. E un român slab de înger acela care sperie țara cu primejdii ce ne-ar fi amenințând din afară. Soarta Viitorul nostru și al urmașilor noștri atârnă de la înțelepciunea noastră și de la buna chipzuință cu care vom înainta spre realizarea misiunii istorice ce ni se cuvine și numai spre acestei uneia și singura, singure misiuni. Primejdiile, dacă ne amenință, ne amenință din lăuntru ușurința, reaua credință, nesocotința, orzelul pătimaș la noi înșine, numai acestea pot să fie izvorul primejdiilor ce ne amenință. Și vai și amar de noi dacă, în vremile noastre mari, am avea parte de a fi conduși de oameni mici, al căror cape pea strâmt, spre a putea cuprinde concepția bogată, a misiunii unui popor întinerit, după o viață de 18 veacuri, ori a căror inimă e prea sarbădă spre a se putea încălzi de această misiune, oameni ce ar voi să ne ducă unde n-avem să mergem, prea în pripă, prea departe, ori în direcții nepotrivite cu firea blândă și așezată a neamului nostru. Eminescu vorbește atât de frumos de fiecare dată, de, de noi, de, de români în general. Aproape că nu există articol al lui Eminescu să nu se exprime în termeni laudativi la clasa pozitivă, la clasa țărănească, majoritară în vremea aceea. Dar și astăzi trăim între buni români. Sunt oameni răbdători, sunt oameni harnici. Cui i-a trecut prin cap să spune că suntem oameni leneși? Nici vorbă. Iată-i pe oameni cum se duc în Occident, au plecat atâția și muncesc acolo zilumină pentru un trai, un trai mai bun. Și nici la minte nu suntem mai, prejoș, mai prejos ca alții. Din păcate, ar trebui să găsim acel om sau acei oameni care să ne unească mai mult și care să își iubească poporul. Trebuie să fim un strat de cultură la gurile Dunărei. Aceasta e singura misiune a statului român. Deci un strat de cultură și oricine ar voi să ne risipească puterile spre alt scop, pune în joc viitorul urmașilor și calcă în picioare roadele muncii străbunilor noștri. Aici, între hotarele strâmte ale țării românești, trebuie să se adune capitalul de cultură din care să se împrumute frații noștri de prin țările de prin prejur, din preună cu celelalte popoare mai înapoiate decât noi. Eminescu avea convingerea că prin educație, prin cultură, un popor rezistă în istorie, un popor se impune în, în istorie, în timp. Legăturile de sânge și identitatea individualității naționale față cu unii, comunitatea tradițiunilor istorice și identitatea vederilor religioase față cu alții ne deschid și ne tezesc calea. În pașnice, <coughs> iertare și binefăcătoare pe care trebuie să pășim cu cea mai deplină bună credință. Astfel înțelege societatea modernă misiunea statului român. Astfel, întemeietorul neamului românesc. Niciodată nu am fost element stăpânitor niciodată nu s-a manifestat în noi chiar nici tendința de a supune pe alții, ci totdeauna românul s-a mulțumit a fi adăpostit și a se dezvolta pe pământul său. Dacă vom urma și în viitor tot astfel, lăsând în pace pe cei ce ne lasă în pace și trăind în bună înțelegere cu cei ce nu ne jignesc, vom aduce societăți europene și, îndeoseb statelor vecine, serviciul pe care niciun alt stat nu-l poate aduce, deoarece niciunul nu are cu popoarele de prin prejur legăturile pe care le avem noi. Cuvinte mai chipzuite, nici că ar putea spune cineva, nici astăzi, eu chiar am spus odată și am supărat vreo două persoane că eu nu m-aș lăuda așa de mult că n-am cucerit pe nimeni. Ba, aș zice că chiar așa am zis. Păi nu m-aș simți chiar rău dacă, să zic, vreun popor de prin prejur ar sărbători 200 de ani. De la eliberarea de subjugul românesc, și timp de vreo 3-400 de ani să fi luat de la ei tot ce se putea lua și să construim în țara noastră mai mult decât am construit, fără să luăm de la alții, din potrivă să ia alții de la noi. Bine, că erau ei bulgari, sârbi, unguri, ruși și ce mai fi fost sau ucrainieni, să fi sărbătorit și ei 100 de ani, 2, 3, 5 de la eliberarea de sub jugul românesc. Bine, poate, poate e doar o glumă, poate e o prostie, dar zău că am gândit, am gândit așa. Într-un alt, într alt articol din, din 1876 la 1 august, tot din timpul, ne mai rămâne o singură clasă pozitivă pe al cărui spate trăim cu toții, țăranul român. Să vedem acum cum ne silim din răsputeri de a o nimici și pe aceasta, cum am nimicit și pe celelalte. Și împreună cu ea statul și națiunea. Să nu uităm un lucru. Toată activitatea unei societăți omenești e mai mult sau mai puțin o activitate de lux. Numai una nu producerea brută care reprezintă trebuințele fundamentale ale omului. Omul în starea sa firească are trebuințe de puține lucruri. Mâncarea, locuința, îmbrăcămintea. Aceste pentru existența personală. De aceea o nație trebuie să îngrijească de clasele care produc obiecte ce corespund acestor trebuințe. Românul care mânca limbi, romanul care mânca limbi de privighetoare se putea hrăni și cu pâne, dar fără aceasta nu putea. El purta purpură, dar îi trebuia postav. Locuia în palat, dar îi trebuia casă oricât de modificate prin lux ar fi aceste trebuințe, ele sunt în fond aceleași. Producătorul materiei brute pentru aceste trebuințe este țăranul. De acolo proverbul francez, pover peizan, povr pei, pover pei, povră roa. Adică țăran sărac, țară săracă. Țară săracă, rege sărac. Aceasta este într-o țară clasa cea mai pozitivă din toate. Cea mai conservatoare în limbă, port obiceiuri, purtătorul istoriei unui popor, nația în înțelesul cel mai adevărat al cuvântului. Lucrurile s-au schimbat astăzi și în decursul deceniilor. Nu mai avem o clasă țărănească atât de numeroasă și atât de puternică, dar trebuie să fim conștienți că trebuie să se producă hrană în România, trebuie să se producă îmbrăcăminte, trebuie să se producă unelte în, în, în România și să se producă acasă, nu în altă parte și noi doar să le cumpărăm. Iar locul acestei clase țărănești l-a luat populația aceasta românească care, care muncește în mod cinstit, acolo unde mai are de lucru. Cum am tratat noi pe acești sărăni? Am clădit un aparat greoi și netrebnic pe spatele sale. Aparat reprezentativ, cum îl numim, și care nu-i decât pretextul de a crea din ce în ce mai multe posturi, plătite tot din punga lui, direct sau indirect. Într-o țară care nu are export industrial, țăranul muncește pentru toți. Sigur și necontestabil: dantela de Bruxelles, galonul de pe chipiul generalului, cordeiul de fier cu care scriem, chibritul cu care ne aprindem țigara toate ne vin în schimbul grâului nostru și acest grâul produce numai țăranul. Grâul e productul muncei sale. Cu cât mai mulți indivizi se sustrag de la producerea brută, cu atât mai mulți trăiesc pe sama acelei sume de oameni. Ce este consecuența? Este că acel om sau nu va mai fi în stare să ne susție, sau va trebui ca cu același timp și cu aceleași puteri să producăm mult. Va trebui sau să piară, sau să cultive și să lucreze cu mașina. Care-i cazul nostru? El nu s-a cultivat. Țăranul nostru e același ca și înainte de 50 de ani, dar sacina ce o poartă e înzecită. El poartă în spatele lui câteva mii de proprietari, la începutul secolului câteva zeci, mii de amploiați, la începutul secolului câteva zeci, sute de mii de evrei, la începutul secolului câteva mii, zeci de mii de alți supuși străini, în începutul secolului câteva sute. Pe atunci săranul nostru creștea mai cu samă vite, era păstor, această muncă ușoară se potrivea cu regimul aspru, cu posturile sale lungi, cu traiul său simplu. Azi muncește toată vara ca să-și plătească dările. Trăiește mult mai rău decât atunci și se stinge. Mor o sută și se nasc în locul lor 60. Și aceasta nu este o veste de senzație, ci adevărul. Vecinătatea Austriei e omorătoare pentru noi. Dacă nu ne vom trezi de cu vreme și nu vom arunca la naiba toți perceptorii, subperceptorii, sub, -perceptorii, sub, -sub -perceptorii, dacă ne vom descărca pe țăran și nu vom mai asigura o dezvoltare liniștită, dacă nu ne vom hotărâ să nu purtăm niciun produs străin pe noi, precum au făcut ungurii în vremea absolutismului. Răul de ce în lăuntru. Nestabilitatea este cauza căderii proprietății mari teritoriale, căderea acestea este strâns combinată cu căderea breslelor și aceste clase au format în disoluțiune o clasă de proprietari care trebuie deprinsă la muncă. Dincolo de realitățile economice, sociale, istorice de atunci, în comparație cu cele de astăzi, trebuie să spunem un lucru. Să venim că ne interesează ideile, nu se mai potrivesc realitățile istorice în totalitate, dar ideile se potrivesc. Nu mai avem meseriași, oamenii de afacere. De, afacere, de afaceri caută nebuniți uh, meseriași, care au o meserie, uh, dulgheri, uh, sudori, Numeroși, uh, numeroase alte meserii care erau realizate prin învățământul acela industrial atât de blamat. Uh, îmi aduc aminte că un ministru al învățământului a hotărât să desfințeze școlile profesionale. De când e rușine să înveți o meserie? Când meseria ne spune poporul, bine, poate spun o banalitate, meseria e brățară de aur. În Occident un meseriaș e plătit în Germania, e plătit foarte bine dacă lucrează în industria, în industria, germană. De când e rușine ca unii copii să învețe o meserie, să facă apoi practică chiar în, în, în întreprinderile sau în firmele unor oameni de afaceri și acolo să fie, să fie, plătit, să câștige și un ban și să învețe și, să învețe și meserie. Va trebui să avem ingineri, va trebui să avem maestri, va trebui să avem dotări în aceste școli, dotări la nivelul tehnologiei contemporane, actuale, ca acești copii să învețe să lucreze la strung, inclusiv pe calculator. Pentru că ăsta este viitorul. Facem noi ceva în, în sensul acesta, pentru că trebuie să facem deosebire între liceele industriale și liceele teoretice. Liceele industriale trebuie să aibă o programă mai lejeră din punct de vedere teoretic, iar liceele teoretice să facă învățământ de calitate în privința matematicii superioare, matematică, fizică, chimie, biologie științele exacte, ori limba română, limbi străine, de unde să ne scoatem viitorii savanți, viitorii ingineri, viitorii oameni de, de știință. Cum să-i scoatem? Nu putem să amestecăm lucrurile. Iar cei care au talent practic, pentru că așa e făcut creierul nostru, nu e nicio rușine. Nu sunt mai brejă cu carte decât aia care învață o meserie. Creierul astfel este... Astfel este dodat. Unii să învețe să, fie, să aibă dexterități practice, alții să aibă de, dexterități teoretice. Bine, îmi spun un, păs, un, un o, o, suferință, dar Astăzi nu mai vorbim de țăranul român, vorbim de această clasă care muncește. Această clasă, nu clasă, de această populație care muncește, ca să nu folosesc termeni dinainte de Revoluție și să trezesc suspiciunea cuiva care ar da cu bățul prin gard la orice se, la orice se spune. Puterile vii ale nației și cu aceasta. Permiteți-mi să, să închei uh, această emisiune pe care uh, o dedic uh, atât lui Eminescu, jurnalistului lui Eminescu și permiteți-mi și tuturor care fac jurnalism în ziua de astăzi, dar își păstrează coloana vertebrală, au atitudine, sunt alături de națiunea română, au sentiment patriotic și nu sunt. Uh, nu sunt uh, vânzători. Cunosc, eu cunosc o seamă de astfel de jurnaliști. Puterile viale nației din 22 septembrie 1876. Acest articol, însemnat prin pregnanța judecății și prin o corățenie de limba abia obișnuită în jurnalistica română, este scris de domnul Eugen Brote și publicat în foișoara Telegrafului Român. Din el se va vedea că deceniile din urmă ale culturii române au în toate părțile Daciei un caracter unitar, care s-ar putea însemna cu cuvintele irosirea sau risipa puterilor vii ale poporului românesc pentru crearea de forme de cultură goale și de prisos. Dar românii din Transilvania și Ungaria nu și-au putut face mendrele în largul lor. Puterile viale nației erau deja angajate la o dezvoltare istorică și de stat străină, împrejurare care până la domnia fraților maghiari ni se pare până la un punct demnă de invidiat. Absolutismul austriac a fost o adevărată școală de deprindere la muncă fizică și spirituală și sub acel regim sobru, florile deșertea tinerei și neîncercatei asociațiuni ar fi făcut loc altor flori care să producă sâmburi de propășire. Formele primite și susținite acolo de bună voie și prin contribuiri libere, la noi au fost impuse poporului de căpățânele frizate la Paris. Poporul nostru din România are de susținut cu mâinile formele goale de cultură, în care nimica nu e real decât plata personalului însărcinat cu pisarea apei în piuă pe când în Transilvania irosirea de putere răstrânsă la minimul contribuțiilor de bunăvoie. La noi, prin urmarea acelei risipe, este sărăcia și mortalitatea continuă a nefericitei rase, care e silită a purta în spate tot aparatul greoi și netrebnic al semi civilizațiunei de la Dunăre, precum Felah din Egipt, întreține silit teatrele și opele franțuzești ale Chedivului. Pe de altă parte, băgând de seamă că soarta oamenilor care spun adevărul e aceeași la noi ca și în Transilvania. Cine zice că idolul trebuie slăvit, vânzător este. De aceea vedem și pe domnul Brote așteptându-se de a fi taxat de rău naționalist. Adică toți cei care mai vorbesc despre patrie, despre popor, fără să credem că suntem buricul pământului, dar să credem că nu suntem nicio nație mai prejos decât altele, că mulți dintre români de-a lungul secolilor au creat o cultură mare, prin cultură, înțelegând toate formele de cultură. Știință, arte, sport, dacă vreți, da? toate altele, în general, toate științele, în, în general. Că avem și noi partea noastră de contribuție la zestea aceasta intelectuală, culturală a umanității. Eminescu. Este unul dintre ei, și sunt mulți astăzi care fac cinste nației române. Așa că să nu fim taxați ca rău naționalist, ci ca unul care încă mai crede în puterea nației noastre. Eminescu fiind un exemplu pe care nu voi înceta să îl dau de exemplu. Vă mulțumesc! Trăiască nația!